Veste nu tocmai îmbucurătoare, începerea proiectului de reabilitare a rețelei de apă canal din Orșova va fi amânată până în primăvara anului 2019. Chiar dacă primarul orșovean Marius Stoica își dorea demararea proiectului în această toamnă, acest lucru nu mai este posibil. Mulți dintre orșoveni se întreabă ce s-a mai întâmplat cu proiectul mare, cu acei 8 milioane jumătate de euro care vin de la Guvernul României pentru implementarea proiectului reabilitarea rețelei de apă canal, dar și asfaltarea străzilor. Spusesem anterior că îmi doresc implementarea lui cât mai repede și deja avansam o perioadă de timp, spuneam că în toamna acestui an, neștiind faptul că câștigătorul licitației va fi contestat de cel de pe locul 2. Această răsturnare de situație îi obligă să mai amâne puțin începerea acestor lucrări, totul în defavoarea orșovenilor. Proiectul acesta are parte toată Orșova, străzile și rețelele de apă unde nu s-a intervenit până acum, care sunt foarte multe. Știți foarte bine că conducta de apă este veche de la facerea orașului, de peste 40 de ani, în cele mai multe zone ale orașului. Deci nu numai partea de nord, toate zonele Orșovei, sudul, centru, nordul, toate sunt prinse în acest proiect. Practic, în acest proiect de peste 8 milioane și jumătate de euro sunt prinse toate arterele din Orșova. Excepție fac acelea unde s-a mai intervenit în ultimii ani.